Bună! Bine v-am găsit la un nou episod din serialul Cântă cu ce găsești prin casa ta. În acest episod o să introducem un instrument muzical nou și anume pixul. Cu siguranță fiecare dintre voi are acasă o sumedenie de pixuri, creioane sau carioci. Puteți folosi orice pix, din orice material, orice unealtă de scris, fie ea din plastic, din metal sau din lemn. Pentru a putea acompania ritmic cu un instrument de scris, trebuie să ții minte trei mișcări. Mișcările sunt foarte simple. Prima mișcare este aceea în care bați cu podul palmei în masă. O vom numi mișcarea numărul 1. Mișcarea numărul 2 este aceea în care cu vârful pixului bați în masă. Aceasta este 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Simplu, nu-i așa? Mișcarea numărul 3 este aceea în care așez pixul pe masă cu toată întinderea lui, nu doar cu vârful, și o vom numi mișcarea cu numărul 3. Le recapitulăm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu voi exagera un pic mișcările pentru ca voi să înțelegeți. Haideți să încercăm să realizăm un șablon ritmic pe o anumită melodie. Întâi punem fiecare gest în parte pe melodia lui Sting, melodie pe care am ales-o eu. Piesă ce se numește Shape of My Heart. 1. Adaug 2. E doar o alternanță între gestul cu numărul 1 și gestul cu numărul 2. Încerc să adaug și gestul cu numărul 3. Seria este 1, 2, 1, 1, 2, 3 și o veți găsi descrisă în comentariile acestui video. Haideți să încercăm acum să așezăm aceleași gesturi și pe altă melodie. Am ales o melodie foarte frumoasă, pe care cu siguranță o știți cu toții, melodia lui Is Somewhere Over the Rainbow. Aceleași mișcări le facem și pe melodia aceasta. 1. Punem 2. Toate gesturile acestea ușoare, alternate, te ajută pe tine să te acompaniezi ritmic. Este doar o chestie de automatism. Data viitoare vom încerca și ritmuri mai complicate, iar după aceea vom încerca să acompaniem piese cu două mâini, folosind două pixuri. Până atunci, vă rog eu frumos, studiați, aveți grijă de voi, fiți sănătoși, aștept reacțiile voastre și să ne vedem cu bine în episodul următor.